Horatiu, împreună cu Roz, pe care, sau despre care știți prin ce a trecut, că ne-a ținut la curent acum vreo două săptămâni, cu problema ei de sănătate, acel mare guguloi, că nu-i mai zic flegmon. Doamne ferește! Doamne ferește! Guguloi acela pe care l-a avut în cap și care a trebuit să fie operat, în urma faptului că nu s-a dus vreo 2 ani și ceva la doctor. Mă rog, acum ce mai contează? Faptul e consumat. Ce 2 ani, Dane? Pe... 2005? Nu, când... ea, în ultimii 2 ani de când a început să crească nu s-a dus. În 2005 a avut accidentul care a generat cumva, accidentul de mașină care a generat și problemele din această perioadă. Am vorbit că înainte de operație, am vorbit chiar și în ziua operației, totul mergea bine. Acum înțeleg că există ceva efecte adverse și mai ales acestea din zona memoriei. Horatiu este acolo și sper să recunoască. Face și noi haz de necaz. Roz, te pupăm. Bună seara. Salut, Horatiu. Da, bună seara și bine v-am regăsit, dacă putem spune așa. În primul rând, Roz, singura mulțumire în acest ocean de supărări este faptul că te-ai mutat într-o casă nouă, parțial, mă rog. Într-o casă nouă, cred că asta e mai puțin important. Important e că încă sunt puțin lucidă și sunt pe, nu știu, pe linia de plutire, să zic așa, și că mă bucur de fete de astea mici, că deși când am avut accidentul, am având amnezie retrogradă în primei 2 ani de recuperare de la accident, fiecare zi trebuia să-mi zică cineva ce am mâncat, ce am făcut și din păcate, cred că trebuie să iau din nou, adică am bilețele și îmi scriu că am dat la fată de mâncare sau că am dat apă, pentru că uit. Bine, nu chiar atât de des, acum de când mi le notez, nu uit, dar dacă cobor să merg la magazin și nu-mi scriu ce am de luat și magazinul e aproape, uit. Adică, bine, și mi-a prescris domnul doctor niște medicamente pentru memorie, că a spus că e normal, pentru că jumătate din creier e gri, și că mi-a crescut membrana aia care practic mi-a protejat creierul, cealaltă parte, adică din ce a mai rămas din creierul meu, mi-a afectat foarte tare memoria. Spune-te că ai fost de curând la control, ți-au scos firele. Ce ți-au spus? În cât timp va dura recuperarea? Care este starea actuală a osului frontal? Recuperarea, orice recuperare, e cam în, nu știu, în 2 luni, cred. 2 săptămâni, 2 luni, ceva de genul. La mine, că e ceva puțin mai grav. Acolo, pe foaia mea de ieșire, pe foaia mea de ieșire, scria, cu scrisoarea medicală, îmi scria că la 2 luni. Domnul doctor, când m-a auzit pe mine că la 1 lună, când mi-a scos firele, eu mai aveam chestia asta umflată și m-am speriat, zic, domnul doctor, dar de ce este umflat? Și mi-a zis că este inflamat și să pun gheață, că așa face la toți pacienții care sunt operați la cap. Mi-am pus gheață și mama zice, băi, cum să spui gheață după un loc unde ai fost operată? Că poate o dai într-o sinuzită. Acum eu nu sunt medic, n-am facultatea respectivă, nu îmi dau părerea. Nu mi-am mai pus gheață oricum și la fel, a rămas umflat. Acum domnul doctor, când mi-a scos firele, mi-a spus că o să caute un orelist, că am nevoie neapărat de... El nu poate să mai intre pe partea asta pe frunte și ca să mă opereze. Pentru că mucusul și lichidul care încurge prin sinusul stâng, deși mie mi l-a lărgit, mi se înfundă nasul. Deci am luat niște picături, dar mi se înfundă. Și acum, dacă nu mi s-a înfundat nasul, mi se umflă aici, pentru că nu mai are unde să treacă lichidul respectiv. Și eu am crezut că operația o să fie peste vreo 2-3 ani. În sinea mea, așa m-am gândit. Nu m-am gândit că așa de repede, am 3 săptămâni de la operație. Și așa de repede am pierderile astea de memorie. Mi se pare, nu știu, o să-l sun pe domnul doctor să-i spun că nu le-am avut până acum. Și mi-e frică, adică mă îngrozește când uit de la... Nu știu, uit foarte repede chestii și mi se pare că o să fiu așa, o muncă pentru cei din jurul meu, că, na, nu știu. E și foarte panicată, bănesc. Da, sunt panicată și mi-e greu să știu că, nu știu, poate uit să-i pun pachetele copilului la școală sau poate mă repet cu multe chestii și fata mea are 6 ani jumate, cea mare. Da, mi-ai spus că ea te ajută foarte, foarte mult. Mă ajută foarte mult, da, că mai îmi zice, mami, dar nu-i dat apa mai devreme, Lucaela, mami, dar nu...
și învăț ca să nu o mai corectez sau că probabil are dreptate. O să-mi pun niște camere în casă, la modul cel mai serios, ca să știu ce fac. Da, mai ales că soțul tău este plecat de acasă, vine foarte târziu, la 12-1 noaptea. Exact. Și cea mică e în permanență lângă tine. Nu vreau să fiu. Deja mă simt ca o povară față de... Nu trebuie să te gândești așa. Și maică-mea are scolioză, are și ea problemele ei, nici nu e cineva care să, nu știu, să-l încarc cu toate chestiile astea. Nu, soțul tău te iubește, a rămas lângă tine, răbun este lângă tine. Da, da, nu mă simt eu bine. Nu mă simt eu bine și sunt foarte panicată și cred că sunt și stresantă, pentru că tot timpul am numai idei stupide, nu știu, mi se par chestii. Nu știu, mi-e groază, sunt, nu știu să zic. Pentru că acest bandaj, te ajută cineva să-l schimbi sau... Da. Și de câte ori trebuie să-l schimbi pe zi? La două zile mi-a scos firele și aici am niște coji, că a fost o cusătură destul de urâtă. Da, din partea asta până în partea asta, până aici în partea Roz, asta. Roz, stările astea de amnezie, aici. Tu le aveai și înainte, ne spuneai înainte de a suferi această intervenție că ți s-a întâmplat des să ai momente de uitare. Acum s-au agravat? Nu, uitam, da, da. Deci da. Nu sunt ca cele pe care le aveai înainte de operație? O, nu, sunt mai accentuate. Pentru că... N-ar trebui să fie așa, având în vedere că acolo a chiuretat acea umflătură, nu cred că creierul în forma lui în care era chiar și cu acea umflătură a fost afectat după sau pe parcursul operației, iar tot ce ne spui tu cu aceste acumulări de mucus și de lichid este o chestie fizică ce se poate probabil remedia da. Cu lărgirea sinusului, habar n-am, nu mă pricep. Oricum niște lucruri care n-au legătură cu... Întrerup. Te rog, nu știu dacă au legătură cu pierderea de memorie. Ce facem cu treaba okay. asta? Adică asta ai vorbit-o cu doctorul? Nu. Pentru că mie mi-a zis, când eram internată, era o doamnă cineva, un scaun de la un accident și țipa, nu avea amnezie, la fel, a stat o lună jumătate în comă și îmi zice, părinții nu aveau răbdare și domnul doctor îmi zice, păi tu ai fost mai rău decât fata asta. Și sau mi-a când arătat pe tomograf și zice, uite, partea asta de creier la tine. Nu, acum, era o fată acum. Care avea accident nu, și ea doar țipa în continuu și nu era conștientă de absolut nimic. Inițial? Nu atunci. Eram legum atunci, eram... Am stat o lună jumătate în coma, am stat în scaun cu o lună jumătate. Și ți-au spus că ai fost mai rău. Nu cunoșteam pe nimeni în fiecare zi. Da, mi-au zis că am fost, domnul doctor mi-a spus că am fost mult mai rău decât fata care era acum în scaun cu rotile. Ok, și... dar acum ești mai rău decât cu câteva zile înainte de operație. Nu. Cu pierderea asta de memorie. Da, acum sunt mai rău decât eram în spital. În spital eram bine. Și n-aveam, nici când am fost să-mi scot firele, acum 5 zile, nu aveam pierderile astea de memorie pe care am început să le am acum, de vreo 4 zile. Deci... Păi și ai vorbit cu cineva? Știu, cred că și... Păi nu, o să vorbesc cu domnul doctor, că m-am uitat pe toată foaia, pe scrisoarea medicală de mi-a făcut domnul doctor și mai tare m-am panicat, cred că, nu știu, sunt într-un fel de depresie, habar nu am. Ideea este că mă îngrozește când citesc foaia și nu vine să cred că e vorba despre mine. Și mă ia și panica... am și copilul mic și dacă eu fără ajutor nu mă descurc. Da, să spunem un lucru foarte important, că tu încă alăptezi. Da, și încă alăptez. Mai poți alăpta cu atâtea substanțe pe care le ai în organismul tău? Ai fost anesteziat? Am medicamente care sunt ok. N-am alăptat o săptămână. Am înțeles. Am oprit alăptarea o săptămână și acum medicamentele pe care le am sunt ok cu un copil de un an. Am înțeles. Și deci nu interferează, nu sunt nu strică... puțin panicată, da, exact. Mă rog, calitatea la... Da, și copilul e bine. Da. Cred că ai exemplu faptului că ai stat 2 ani și ți-a crescut gâlma ta, ar fi bine să vorbești rapid cu doctorul vis-a-vis de... cu medicul tău vis-a-vis de aceste pierderi de memorie, că nu știi ce se mai poate întâmpla, Doamne ferește. Păi cred că de asta mi-a și spus dânsul acum, zice, ne vedem peste o lună. Zic, care peste o lună? Că peste 2 luni mi-a spus, scrie pe foaie, nu, trebuie să vii mai repede. Cred că dânsul știe ceva sau n-a vrut să-mi zică să nu mă sperie,
Habar, nu știu, acum dau doar cu presupusul, că nu știu, nu știu să vă, să vă spun. Da, mă gândesc că dacă ar fi fost o lomașă logică, dacă ar fi fost vreo problemă la operație, ar fi apărut aceste stări imediat după ce te trezeai. Dacă ție ți-au apărut acum, la 2-3 săptămâni după operație, poate fi un efect advers, fi un efect advers sau la ceva. Sau chiar un semn să nu... Sau... De nereușită, da. Până la... Pare rău să zic sau poate asta. Acumularea aceea de, da. De... Sau poate trebuie curățat asta și zic, acumularea poate n-ai ținut minte. Ceva, poate medicul ți-a spus atunci, Roz, păi trebuie nu. Să fii la păi două săptămâni. Nu, că... nu. Păi nu. Am pe foaie. Am pe foaie. Am fost și la... Când mi-a scos firele, am pe foaie și îmi scrie la cât timp trebuie să iau medicamentele, la cât timp trebuie nu să la asta fiu mă refer, pansată. Dar poate ți-a spus că în cazul în care se manifestă acest blocaj... Da. Mi-au zis să revin la spital. Da, păi, dacă sunt afectat adversă, mi-au zis să revin la spital. Da, ai dreptate, Mara. Poate ar fi bine să mergi. Poate e o chestie de obișnuire. Da, de păi, seama, o să dacă fac timp asta. De 2 ani, ție, de acolo nu ți-a mai curs nimic și s-a blocat acel lichid. Îi trebuie, știi, că organismul nostru are o memorie. Și, practic, tu ai nevoie, dar te simți rău acum, sincer. Da, da, mă simt rău. Am o chestie, când mă uit în jos, mi se pare că fac mișcări bruște și da, tot timpul mă simt vinovată, că din cauza din asta nu mă simt și bine. Că, stai, că... Da, și mă ia amețeala destul de repede, adică stau, nu că aș face vreun efort sau ceva, pur și simplu mă plafonez, nu știu să mă exprim. Cred că cel mai important e să mergi la spital. Și cu copiii cum te descurci? Da, mă descurc. Spune, te rog, eu știu, atunci când, dacă se întâmplă să dai cu aspiratorul prin casă sau să speli, atunci se accentuează aceste amețeli? Nu, nu fac asta. Nu fac asta. Nu dau cu aspirator, nu fac nimic. Cred că nici nu e indicat. Nu ai voie să faci muncă fizică după intervenție da, la cap, nu? Exact. Efort n-ai voie să faci o perioadă păi de da, 3 luni? Păi da, și scrie, da, îmi scrie acolo, n-am voie să de fac, da. Exact, dar te odihnești, îmi scrie Roz? Acolo că n-am voie. Sunt... Da, mă odihnesc cât pot. Se trește copilul, îl alăptez. Bine, cât a fost mama la mine, m-a ajutat. Nu fac chestii. Da, mă odihnesc. Doar că sunt, cred că îmi dau eu greu. Adică sunt eu foarte panicată și îmi fac 1000 de gânduri în cap. Acumulările nu știu astea exact de, ce se întâmplă. De mucus și ce spui tu că mai ai sunt normale? Ți-a spus medicul înainte de operație că vei avea... Păi nu, nu sunt normale. Că alea... Nu, nu. Bine, normale post-operație. Post-operație, asta spun. Sau putem vorbi și de o greșeală? Nu știu ce să spun dacă e o greșeală. Nu știu. Domnul doctor poate mi-a ar fi spus bine să mai întrebi pe altcineva. Când m-a deschis acolo, nu s-a aștepta ca sinusul ăla să fie atât de înfundat și să sape atâta la el. Chiar așa s-a și exprimat. Că era înfundat și ce și-am spart acolo foarte mult. Okay. Și ți-am lărgit acolo cât s-a putut, dar e nevoie... Păi de asta mi-a și spus că e nevoie să găsească un orelist, că el nu poate să mai intre pe aici și să intre prin ureche. Da, nas, cât urechi, ele sunt legate. Să-mi pună un orificiu, o chestie. Că n-avem oreliști, trebuie să-i caute da. Un Sudan. Și... Cum adică da. Trebuie să găsească un orechi? Eu mor de asta, găsiți, am mai întâlnit nu, cazul. Intervine... Găsiți-vă dumneavoastră un cardiolog. Păi da, du-mă tu, lucrăm integrat aici, într-un spital, nu? Da. Am venit, păi nu, te depășește. Te depășește pe tine sau nu mai e pe profesia și pe specializarea ta, chem imediat specialistul și lucrați împreună. Cum să o să căutăm un orelist? Da, ai nu, dar a spus și data trecută. Acum a fost o chestiune strict de neurochirurgie această operație. Urmând ca ulterior, că ne-a zis și data trecută, ea să meargă la un orelist cu care să lucreze. Păi ia că neurochirurgia Spitalul Bagdasar nu are orelist, nu? Nu, domnul doctor mi-a spus că o să găsească dânsul un doctor orelist. Să discute cu el și el o să caute doctorul. Nu l-a găsit în 3 săptămâni, nu l-a găsit, nu? Păi dacă ea n-a fost să spună, domne, nu mai... Nu știu, de asta mi-a și spus. Ea a fost care nevoie am fost, eu am fost acum... E posibil, ea a fost la control să scoată firele și n-a transmis ce are. Săptămână. Dar nu ea trebuie să știe, Mara, asta spun. Nu, dacă domnul spus doctor mi-a spus, orelist, domnul doctor mi-a și spus, Mara. Da. Mi-a spus că nu o lăsă... Da, mi-a zis că să vin, gen, eu cam ar trebui într-o săptămână să mă duc la dânsul
și oricum o să merg. Da, numai să ții minte treaba asta. O să merg mâine, păi mine o să merg sigur. Scrie-ți da, oricum. E, o să-i spună da, soțul. Mi-am notat, dar pe telefon și-mi notez. Și când alăptează. Da, am alăptat la ora 13, adică e nasol. Da, 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 corect, 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 corect. Da. Tot ce fac îmi notez. Și așa și rețin mai bine. Iar ca să-i scoată lichidul ăla, să nu mai taie direct la cap. Ești tânără, nu mai vorbi de vârstă. Păi da, păi asta e... Da,